Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Ne bucurăm că ne-am întors în platou și unul dintre motivele pentru care noi ne bucurăm că azi e vineri este faptul că avem magie în platou. Fiți atenți! Uitați-vă la 8-ul, semnul 8 de la noi din platou. Uitați-vă un pic la el acum, nu vedeți nimic în fața lui, este doar un semn 8, nu e nimic acolo. Uitați-vă înapoi la mine, două la secunde noi. Și acum când vă veți uita înapoi la cifra 8, o să vedeți că acolo apare fantasticul Victor Dorobanțu! Ce ai făcut, Șuru? De ce n-a apărut? Dar nu e bine. Nu cred că... Stai că nu ne-a ieșit, nu merge în... Tu trebuia să apară? Poate am și întârziat sau... Ce faci aici? Ce faci aici? Ce faci aici? Era în spatele 8-ului, dar s-a îngreșat un pic și ieșea un pic. La mulți ani, ești mai și speriat. La mulți ani, ce faceți? La mulți ani, ce faceți? Să m-am dat la o parte. Doamne, fere, dați-vă așa. Bună! Hai mai că nu vă fac nimic. Uite-mă ce oameni avem. V-ați făcut mood board-ul, vision board-ul pentru 2024. Ați început cu bine. Da. Dar ați început cu dreptul sau mai știați pașii după... Am făcut un vision board. Foarte. Am lucrat mult la el. Și apoi a dispărut ca farmec și tare mie că tu l-ai făcut să dispară. Da. Nu, nu l-am făcut să dispară. Eu când am trecut în 2024, din ce mi-amintesc, știu că începusem așa. Tu-i cu stângul. Apa. Ușor, dar... Na, vedem da, ce se întâmplă bine pe acum, parcurs. Da? Eu îmi fac un mood board ăsta. Am văzut că toate fetele își fac. Își fac niște afișe foarte mari, cu tot felul de poze, cu ce își doresc. La mine sunt doar dolarii. Măi, astăzi mi-am propus să nu fac chiar magie pe bune. Vreau mai mult să detronez magicienii care vin la voi în platou. Aul. Ca să mă asigur că vin doar eu. Și o să vă arăt cum fac ei magie. Adică o să vă arăt adevărul. O să-i dau un... În bileag. Nu cred. Lili, pot să fac cu tine? Uite, mai întâi... I-ați văzut cum mă împing ca niște hiele. Tu doar mă ajut să-i detronez, nu facem magie cu tine. Da, mă, hai ce? Practic, ei se așteaptă să-ți fac ție ceva, dar de fapt îmi bagi ori de ei. Îmi place. Lili, ai mai văzut biluțe de-asta de burete? Da. Bun, ține un pic mâna întinsă. O să fac așa. Și uite, se transformă în două. În două, da. Dă-mi și cealaltă mânuță. Perfect. Asta e un truc de magie pe care de obicei îl fac copiilor, dar copiii se prind de fiecare dată cum îl fac. În schimb, adulții se păcălesc mult mai simplu. Ia să vedem. Așa că iau asta, o pun aici și pe asta, ți-o dau să o strângi ca un bărbat. Tare, strânge tare, strânge tare. Câte am aici? Una. Una. Și tu câte ai acolo? Una, cred. Una. Și dacă fac asta, la tine au apărut amândouă, cred eu. Nu cred. Tada! Mi-e un pic așa de... Două minute. Te sperii un pic. Da, mama, adulții speriat acum. Ai înțeles cum am făcut chestia asta? N-ai, nu, n-ai n-am, chiar nu mi-am uite, noi magicienii, de fapt, când punem biluța asta în mână, ne prefacem o punem, vezi? Ea este la mine în mână. Și când o iau pe cealaltă, ți le pun amândouă odată, vezi? Este vorba de atenția... Este vorba de atenția ta. Da, corect, aici în mână. Te-ai prins acum după ce am arătat. Sunt bun ca un copil. Adevărat. Așa. Îți dau markerul ăsta. O să vezi că o să avem nevoie de el mai târziu. Hai să ne imaginăm momentan că e bagheta ta magică. Bine. Ești un mic magician, da? Și o să fac ceea ce mie nu-mi place de fel, să fac trucuri cu cărți. Da, să scriem ceva. La trucul ăsta de cărți, mai mult vă explic cum se face decât să-l fac eu propriu-zis. Da? Așa. Bun, fii atentă, Lili. Da. Când un magician vine la tine, ai văzut că ei țintind cărțile exact așa și te pun să alegi o carte. Da, exact. Bun, îți explic și de ce fac asta. De ce? Pentru că ei îți forțează o carte. Adică, păi scoate un deget. Altă baghetă magică, da? Yeah. Când deschid cărțile, repede atingi una. Apleacă-le fără să te gândești prea mult, da? Un pic să le vedem. Sigur? Apleacă-le? Ești gata? Da. Și... Măi, băi, agresivă e! Eu când ating așa, ceva... Bun. Voiam să vă arăt că atunci când eu despart cărțile... Mai facem o dată, da? Un pic mai finuț. Eu când despart cărțile... Vezi, ea se duce în zona asta unde am cărțile cele mai deschise, știi? Și atunci când atingi o carte, eu deja știu ce carte e, pentru că o țin aici. Și eu împing sub deget. E foarte simplu, adică eu știu deja ce carte îi dau, după aia mă perfac că am ghicit-o, că așa? Toate cele. Deci nu e magie? Ne. Fii atent, cel mai tare. Atunci când vine un magician la tine, spune-i, băi, nu mai mi-am arătat cărțile cu spatele așa, da? Pentru că eu nu văd ce aleg și niciodată nu știu ce-mi dai tu. Da. În schimb, dacă el îți arată cărțile așa, cu fața în sus, deja știe că sunt toate diferite, da? Te uiți. Da. Deja știe că sunt relativ amestecate. Da. Și atunci când tu alegi o carte, te duci cu degetul și o iei. Da. Dar întâi ochii tăi o văd. Deci ochii sunt mai rapizi decât mâna, teoretic. Așa nu mai rapid decât mânuța din familie, dar în fine. Da, mă rog, acolo. Da. Deci știi ce carte alegi, nu am cum să te influențez. Păi corect? Da, e mult normal. Mai corect așa. E mult mai suntem corect. De acord. E o carte care înseamnă ceva pentru tine, nu știu, poate un număr norocos, nici nu m-a lăsat să vorbesc, adică ea a luat instant ceva. Mi-a zis ce o carte popa care de... popa de așa. Inima neagră. Mă, să știi, bobotează, vine acum, trebuie să vină preotul, are o semnificație. Păi de asta a fost și părintele Vasile Ioana dimineața la noi. Exact. Adică am intrat cu el în Da? Da, da. Da, a ciocănit și la mine azi dimineața, dar dormeam buștean. Poți să deschizi un pic markerul? Da.
poți să te semnezi pe carte pentru că noi magicienii mai avem un secret. Avem mai multe cărți la fel. Ei, poate nu le vedeți voi, poate le ascundem foarte bine, dar atunci când tu te semnezi pe ea, ce-i scris? Arată-o și la camera. Are o semnătură foarte drăguță acolo. O recunoști. Da. Cel puțin din platoul ăsta, să spunem, este unica popă de inimă neagră cu semnătura asta, da? Corect. Se șterge? Poți să dai cu degetul să te asiguri că nu se șterge culoarea? Nu se șterge. Bun, deci este permanent, da? Da. Vreau să fac o chestie. Ai văzut că atunci când îți pun chestii în mână, e foarte ușor să ți le fur din trucul anterior. Te le mai și multiplici. Da. Așa că o să pun cartea asta într-un loc mult mai sigur, o să te rog să-l pui. Aolea. De obicei când spun asta unei fete nu iese bine. Păi așa că nu, fără să folosești mâinile, doar mușcă colțul acestei cărți. Hop. Perfect. În felul ăsta, dacă o cameră stă pe linii, avem garanția că nu zboară de acolo nicio carte, corect? Așa. Că ține cu dinții de ea. Asta e corect. Dacă își punea cartea în mână, ați văzut în trucul anterior că eu pot să manipulez foarte ușor. Da, ia acolo, vedem. Să vă distrag atenția. Și ar fi și simțit dacă îi luam cartea acum, corect. Da? Fac și eu același lucru ca tine. Uite, iau o carte la întâmplare, ține tu capacul. Hai. Și cine? Semnez pe ea, uitați aici. Da? Uh-huh. Cine trebuie să țină în dinți cartea? Vrei să ții tu? Păi, eu de ce am întrebat? Bine, semnez și eu o carte, fii atent, șurubel. Fii atent, fă și tu la fel. Uite, te rog, țină în dinț, dar fără să o atingi cu mâna, pentru că există riscul să te manipulești soțul tău, da? Eu o să las cărțile mele pe masă, nici nu mai contează asta, da? Deci, să recapitulăm. Da. Ce carte are ea în gură? Mai ții minte? Popă de inimă neagră. Cu semnătura cui? Ei. Bun, el ce carte are? Ăsta ce era? Ceva de negru? 4 de negru, 4 ceva, de nu mai ceva. Contează. Da. Semnat de mine. Da. N-am știut că vrei să faci asta, am vrut să o țin eu. Fiți atenți. Dă-i mâna lui șurubel. Ia. Ca și cum dați noroc. Sau așa, perfect. Uitați-vă unul în ochii celuilalt. Și fii atent. Distragerea atenției, pas de dans, pas o doble și acum vină un pic lângă mine. Asta a fost distragerea atenției în platou. Da. Puteți să încetați. Că nu, talentat nu suntem. Sau nu, uite, te întreb pe tine, Bogdan. La cine vrei să ne uităm primul? La ce carte vrei să ne uităm prima? Ia zi. Că nu mai fost direct să la șurubel, îți dai seama. Șurubel, tu aveai un 4 de ceva negru, nu mai știu. Da? Semnat de mine, da? Ia să văd dacă facem cum fac câinii aia când încerc să le iei sfoara. Sfat de asistent de magician, deschide cartea foarte încet ca să nu creadă oamenii că ai schimbat-o, că am vorbit noi înainte. Ce să schimb? Arată-o către cameră și deschide-o foarte stai, încet. Stai, care puțină să le fac foarte de sus. Dacă nu mai pot. Uite! Nu poți să dai din cap, asta e semnătura ta. Nu vine să cred. Dacă ai 4 ăla de trebuie să de ce? Băi, asta a fost distragerea atenției. Ați dansat prea pasional. Și s-au atins... Hai, da, mă, nu există așa ceva! Ia, nu știu asta era la el, corect? Și asta-i semnată de Lili? Extraordinar! Ați văzut? Ați văzut tot nu știu! Ce-a făcut mă să văd! Ați dansat prea pasional. A, suntem... Și de fapt s-au mișcat, s-a simțit ceva între noi, s-au pupat cărțile. Nu ne-ai văzut-o cu urmă, înțeles ce ne... Băi, să știi că este luată, da? Adică... Știu. Eu am văzut. Și eu. Că am încercat, da. Ce ai încercat? No, nimic, am zis, am vorbit cu producție, zis, să facem truc eu cu Lili. Dar au zis, bă, nu, că, nu, că poate nu tu te dai la dar Lili. Dar ce voiai să faci? Nu, același truc, dar nu mă lăsă. Nu mă lăsă să-mi stau. Nu, pe, da, că șurubel e ok. Nu, voi vă potriviți, voi aveți un antrenament. De ceva timp tot dansați în platou, acum eu nu pot să mă bag. Dar într-adevăr ați văzut că asta a fost la el. Dar cum iar ai făcut semnată, asta? Ai pus-o tu fără să o atingi cu mâinile. Da, tocmai corect. Vă zic chestiile astea ca să nu credeți că o schimb. Că... Bravo! Cum ai făcut? Bravo. Incredibil! Frumos! În fața ochilor noștri ei s-a în fața tot. Ochilor voștri, da. S-a văzut. Unde te vedem făcând spectacole din astea de magie? Da. Băi, momentan eu nu mai fac spectacole de astea de magie cu bilet și pe scenă. În schimb, oamenii mă pot închiria pentru a face close-up magic. Asta se numește close-up magic. Evenimente adică, private, da, la evenimente așa, private la... eu nu mă urc pe scenă. Vin printre oameni cum am venit la voi și facem în picioare sau la masă. Și e mult mai personal. Oamenii când văd lucrurile astea își aduc mult mai bine aminte evenimentul, pentru că e o amintire personală. Corect. A participat direct cu mâinile lui în fața ochilor lui. Și nu ți s-a întâmplat să fie unii care să zică stai domne că tu ai un pachet de cărți aici în spate. Da. Ăștia sunt cei mai tari oameni, pentru că după ce le arăți că n-aveai, se simt și mai bine. Și îți dai seama, noi ne calculăm toate posibilitățile înainte. Deci. De asta mă gândesc, că poate ai avut și mese mai hai, vesele. Locul aici. Da, se întâmplă foarte des să fie prea vesele. Asta rămâne la mine? Poți să-l postezi amintire, asta a fost în dinții lui Lelisandu. Foarte tare, auzi, dar așa, în ultima, așa, un truc de 20 de secunde pe care pot să-l învăț și eu simplu, așa, rapid, un truc de 20 de secunde, dar fii atent. Ține mâinile așa. Da. Întoarce-le așa spre cameră, ca să uite camera la mâna ta. Așa. Da?
Da. Și fii atent, degetul ăsta mare, îl iei, da? Da. Și vezi, dispare, da, extraordinar, da. Și după aia îl pui la lor. Șa. Extraordinar. Și poți să faci ca da! Mulțumesc frumos! Wow! Și cred că este cam cel mai complex truc pe care aș putea să-l fac în viață. Da, bine, data viitoare vă învăț pe voi să faceți un truc. Facem așa? Trucuri cu mânuță! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Victor Dorobanțu, oameni buni! Mulțumim! Ne bucurăm, ce-a dispărut! Ia uite! La revedere! Ha, mai, n-a dispărut!